Bună, bună, prieteni! Cum credeți? Unde mergem noi așa frumoase, mirea, să o vedeți pe mama? Haide, mama! Ia, arată-te! Salut! Cum credeți? Unde mergem noi așa frumoase astăzi? Noi și mergem singur la o zi de naștere, dar cel mai interesant este că mergem la zi de naștere singure, în două, fără tata și Andriez, deci și vă dați seama, da? Deci prima dată noi o să mergem undeva în două, așa anume la o sărbătoare, da? Da, pentru că mergem la o cumătrie, de fapt, și iată, mama cum este îmbrăcată. Deja o să vă arătăm acolo ce o să facem, masa, cum o să oferim cadoul și acum deja așteptăm să vină taxiul după noi, da, mam? Până când Andrieș cu tata sunt la fotbal, de noi iată mergem la cumătrie. Ți-i dor? Da, da, da. Mi-dor fără tata, nu știu, prima dată mă duc fără soț. Da? Da. Iată așa, măcar treci cu fica. Iată, am plecat deja. Noi suntem gata și ne-am amintit să luăm camera și am zis, hai repede, repede, ne luăm camera, că tot am luat și camera, am uitat-o. Da, ca să vă arătăm și vouă, da, și cadou să ne uităm. Of, cu cât greu l-am împachetat, mi-am stricat și toate unghiile, dar deja se merită. Noi am intrat aici. Ce am venit la o fumătrie, am venit la fiul fumătorul nostru care îl cheamă, pe fiul îl cheamă Daniel. Are un anișor, are un anișor și dacă de trecut, dacă o să reușim, o să putem să vă arătăm. Numai că acum sunt foarte mulțumesc pe cei gărăci mai mare, pentru că e o muzică, vă dați seama și... Da, arătăm un pic masa. Am ascuns aici în baie, ca să putem iată. Și iarca suntem noi, mama cu fiica. Salut, salut! Da, tu știi că eu foarte mult am dorit să am o fiică deșteaptă, frumoasă, înaltă. Ai? Da, am, mulțumesc. Deci vrem să arăt să fii sănătoasă. O încerc să vă arăt cât de cât ce o să ne ocupăm, când o să fie tortul. Și cum am, o să dau semn. O să dansăm puțin. Probabil o să fie des fără cuvinte, pentru că este într-adevăr o muzică foarte, foarte gălăgioasă. Dar o să încercăm să vă arătăm segmente, ca să segmente, ca să vedem și voi cum le despre noi. Fără băieți. Da, da, Andrieș e cam plictisitor fără voi, dacă sincer. Da, da, da. Puțin da, se simte lipsa totuși. Vă așteptăm acasă. Da, nu, ni foarte dor. Dar noi mergem să filmăm. Am plecat. Distracție plăcută nouă. Dimineața, prieteni! Astăzi este o zi foarte importantă pentru că vin, se întorc băieții acasă. Vin tata cu Andrieș de la fotbal și eu am început deja să mă pregătesc, să fac curățenie. O să încerc și vreau să le fac ceva gustos când o să vină să aibă ce mânca ceva gustos. Și vreau să vă arăt ce se întâmplă la noi afară, deci e dezastru practic. Imediat vă arăt! Puftim! Asta e tot priveliștea care pot să vă arăt. Uitați-vă ce se întâmplă afară. Plouă, ninge, totul zboară, deci e un vânt foarte puternic. Cam așa. Eu m-am culcat iarna și m-am trezit toamna. Invers. Eu m-am culcat toamna și m-am trezit iarna. Am spălat toate fructele și le-am pus așa într-o farfurioară. Imediat o să șterg masa bine, bine. Și după o să le pun așa frumos pe masă. Asta l-a spălat. Uitați-vă, avem chestii din astea de la zi de naștere. Aici am înțeles că e miere cu nuci, vedeți? Wow! Miere cu nuci, super! Și iată așa niște bombonele. Uitați-vă ce masă curată și frumoasă avem acum. Și acum o să mă apuc să curăț repede cartofii, pun la fert și să am și eu timp să fac restul curățenii cât ei sunt la fert. Țineți-mi minte așa, imediat o să-i curăț. Gata, eu am curățat toți cartofii, poate mama acum merge la piață și o să mai cumpere cartofi, dar eu momentan pe ăștia îi tai cubulețe și îi pun la fiert.
Gata, cartofii sunt puși la fiert și îi lăsăm să se gătească. Iată și eu aici mă văd. Iar noi am plecat să continuăm cu curățenia. Acum o să spălăm vesela. Am zis să dau repede cu aspiratorul prin toată casa, dar cred că o să trebuiască să pun și crembușele deja la fiert. Da, să fie măcar ele, că ele repede, nu foarte mult timp, mă duc să le pun la fiert. Am pus și crembușele aici la fiert. Uitați-vă ce micuțe! Așa de amuzante! Și aici cartofii se fierb. Foietajul deja e gata. A rămas numai să tai ceapa și să o prăjesc. Acum totuși mă apuc să dau cu aspiratorul prin casă. Nu vedeți voi ce se întâmplă la noi afară, eu văd. Repede până nu s-a stins iar lumina, că la noi se stinge, se aprinde, se stinge, se aprinde. O, ia priviți de la mine din cameră, se vede mai bine. Oh, vai de mine, ia uitați-vă. Voi vedeți câtă zăpadă? Ah, și ce frig. Aici e mai liniștit. Acolo e un vânt extraordinar. Doar priviți. Oh, ce frig, gata, 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 gata. Oh, zăpadă. Zăpadă, zăpadă. Intră zăpadă în casă, gata. Închidem geamul, închidem. E frumos, e frumos. Venim mama de la piață, ce m-am cum e afară? Groaznic? Foarte strașnic, da? Eu nu am văzut încă așa ceva. Uitați-vă, a reușit să cumpere măcar ceva. Pâine răsărită și pentru Andrieș. Chiar buzunar, ai văzut? Pune mâine. Chiar ce? Aici e ud, tot e ud. E ud? Da. Nu știu, la mine e liniște. Ia uite în partea mea, a geamului. Da, dar așa un vânt puternic. Când mi-a luat vântul, repede am găsit așa o țavă și am ținut, da? Știi, da, e foarte strașnic, într-adevăr, nu chiar așa de frig cum e vânt tare puternic, tare, nu știu, și din cauza vânt, zăpada asta, știi? Aha, știi, mergi și noi și... Da, nu știu, de Doamne să ajung... Da, să ajung Andrieș și tata cu bine. E tare rătrăit. Îi așteptăm. Prieteni, noi am strâns și apă, că nu știu... Am auzit că nici n-a să fie nici lumină, nici apă. E foarte strașnic afară. Oi, n-am cuvinte. Uitați-vă, nici nu se vede. Tot e în zăpadă și e vânt tare, tare puternic. Tu vrei afară, Irăcica? Ei, da. Era numai câte o bunicuță acolo. Gata, o bătea vântul, nu putea să ajungă acasă. Dar așa întuneric în casă s-a făcut, era. Păi, da, clar, dacă... Peste tot. Practic. Și ușa asta de la intrare, care cu domofon, trebuie, mi-mi pare că fără lumină trebuie să mă duc și... Să stângi? Da, da, da. Că dacă îngheață ușa, nici nu putem să ieșim din casă. Da. Oi, hai, așteptăm. Spăm mai departe vesela așa. Deja așteptăm pe băieți. Am înțeles că curând deja trebuie să fie acasă. Da, da. Cartofii deja s-au fiert, nu mă dau prea aproape cu camera pentru că ies aburi. Am spălat și vesela deja, aici s-au fiert și crembuștele. Imediat din asta o să fac piureul și după o să tai o ceapă, o să o călesc puțin și o să adaug aici în piure. Și acum o întrebare foarte importantă. Voi cum spuneți? Piureu sau piure? Pentru că eu niciodată în viață nu am zis piureu, dar am auzit că așa se zice. Dar, sincer, sunt destule persoane care spun și piure. Adică știți, e o bătălie de cuvinte. Cum se spune corect? Piureu sau piure? Nu înțeleg, dar eu zic piure. Gata, am stelcit și cartofii, am făcut piureul cât de cât, îl închidem, o să-l acoperim cu un prosop ca să nu se răcească prea repede. Din nou eu aici. Am luat o ceapă, imediat o curăț și o tai și văd cât iese și dacă e puțin, păi mai iau încă una. Am tăiat eu ceapa, am plâns puțin. Ceapa este foarte, foarte iute, se pare că... Iată cam câtă ceapă s-a primit, eu cred că e de ajuns. O călesc repejor pe ea, o adaug în piure și după vedem ce facem. O, Doamne, ochii mei, ce ustră! Uitați ce frumos se călește! Stați că o să iasă aburi acum. Așteptăm până va fi așa, de o culoare aurie-aurie. Gata, ceapa s-a călit, uitați-vă ce bine arată și acum o vom adăuga aici în piure. Eu deja am pus puțin piper negru, usturoi uscat și o să adaug și ceapa aici. Acum amestecăm totul bine, 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 bine și o să vă arăt ce o să iasă și după o să mă gândesc ce fac cu crembuștele, pentru că am două idei și nu știu, le pun aici sau fac diferit, o să vedem. Gata, am amestecat tot, am adăugat puțină sare încă și acum e tot gata, închidem capacul. Ca să se mențină încă caldă. Acum toate aceste crembuști le voi tăia mărunțel, mărunțel și după o să le încorporăm aici în piure. Am acoperit-o ca să se mențină caldă și acum le vom tăia pe astea mărunțel.
Iată că am tăiat deja și cremvuștele, nu le-am tăiat pe toate, au mai rămas undeva vreo 6-7 bucăți, cred, pentru că mi se păreau prea multe, deci cam asta este. Și acum a rămas doar să amestec cremvuștele cu cartofii și să fac deja, nu știu ce să fac, nu știu ce formă să fac. Voi lua foietajul, cred că și voi face niște pătrățele, dreptunghiuri, o să vedem, nu știu, sincer nu știu. E foarte frig, prieteni. Fuh. Noi hai, mergem. Da, i arată acolo, arată acolo, pur și simplu, câtă zăpadă. Ia uite în partea asta. Tu vezi? O căzut și... ai văzut? Doamne, acolo a căzut. Toate țevile sunt pline, pline cu zăpadă. Eu mă uit așa, toate țevile. Vai de mine. Nu foarte știu. Frumos, e foarte frumos. Noaptea asta de tot rămânem singuri cu Ira. Tot cu tine rămânem singuri acasă. Da, crezi că n-o să ajungă? Nu, nu. Și dar mai bine să lasă să stau acolo. Ai văzut cum a căzut creangă, uite-te. Acolo mai departe. Bunica mă sună. Îți dai seama? Nu, ce spune că noi suntem, da, noi suntem afară și filmăm. Spune română că noi filmăm. Alo, bunica, noi suntem afară, noi filmăm. După asta să sunăm. Da, da. Eu am lăsat telefonul. Hai, ești face grijă, cred. Cu nasul așa, ce nu știu ce-ți mai fac. Cu nasul stingi pentru că în mănuși tot mi-e frig. Da. Dar noi, Ira, măcar avem lumină, dar tata nici lumină n-are. Tu dai seama? Hai, mergem. Am plecat. Noi am venit de afară și mama și-a deschis totuși această miere care v-am arătat-o. Așa cu nucușoare, o să bea cu cafea, dar eu o să mă apuc totuși să fac chestiile astea cu biureu pentru că trebuie să le fac și o să le pun în frigider. Și dacă nu o să vin, o să le prăjim. Trebuie să arăug toate cremvuștile aici, să amestec bine. Iată ce s-a primit, am amestecat bine, 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 bine. Uitați-vă ce bine arată, dar ce miros. Și cum am acum, îți place? Da, foarte gustos. E gustos? Nu vrei... Să punem, dar e foarte puțin, am văzut, foarte puțin. O să tai bucăți, o să pun deja... Ce am mâncat? Mă duc! Bine! Umblutura este, foietajul am pregătit, iată, așa am zis să încep, nu știu sigur ce formă să fac, așa că am zis să tai o parte în două și după încă în trei. Și s-a primit așa o fâșie și o să încerc acum să pun umblutura și să văd cum iese, o să vă arăt. Deci uitați-vă, am făcut trei așa inițial și după am zis hai să încerc să fac și triunghiuri. Evident că din cauza formei gustul nu se va schimba, însă oricum, eu cred că în continuare o să fac... triunghiuri, dar o vă întreba și mama imediat și o să încep deja să le prăjesc. Am uitat să vă arăt cum s-au primit că a venit și mama și-a luat și eu am luat și iată, au mai rămas și aici și cam astea sunt.